Recent, în Poiana Brașov, compania BASF a lansat pe piața românească un produs care, dragii mei, dacă este aplicat cu grijă toamna, face viața fermierilor mai bună și mai ușoară primăvara. Să știți că este vorba de primul fungicid aplicat odată cu tratamentul seminței pentru protecția culturii până la al doilea tratament foliar. Care sunt beneficiile acestui produs, aflăm chiar de la reprezentanții companiei. Domnule director, firma dumneavoastră a făcut o conexiune interesantă între toamnă și primăvară. Explicați-ne puțin despre ce este vorba. Da, în primul rând, noi avem un eveniment astăzi, un eveniment în care am invitat colaboratorii noștri, fermierii, distribuitorii, pe care îi salutăm pe această cale și le mulțumim că sunt alături de noi. Într-adevăr, este un concept nou, este practic o inovație a BASF-ului, prin care noi venim și noi, prin această inovație, practic aducem pe piață un produs nou, Sistiva, care se aplică odată cu tratamentul seminței, dar protejează plantele de grâu și orz până în primăvară, astfel că noi realizăm o primăvară frumoasă de cu toamna. Se știe despre campania de primăvară că este una complexă. Nu riscă acest nou tratament să dea peste cap vechile obișnuințe ale fermierilor? Cu siguranță este un nou concept, însă nu dă peste cap ceea ce fermierul face de obicei, ci îl sprijină în a optimiza activitățile în toamnă. De obicei se aglomerează foarte mult activitățile în toamnă, se suprapun tratamentele. Într-o perioadă foarte scurtă de timp, fermierul trebuie să aplice produse pe o suprafață foarte mare. De aceea, în momentul în care cultura este protejată de cu toamnă, atunci fermierul are mult mai multă libertate să poată să își organizeze activitățile din fermă și dacă dau un exemplu, cu aplicarea primului fungicid, care de obicei se aplică și cu primul tratament erbicid, de multe ori este foarte greu să alegi momentul optim de aplicare atât din punct de vedere a erbicidului, cât și din punct de vedere a fungicidului. Însă când te eliberezi de grija aplicării fungicidului, poți să te concentrezi mult mai bine pe celelalte activități în fermă și, bineînțeles, să le optimizezi. Deci, practic, într-adevăr, este o nouă gândire, o nouă concepție asupra tratamentului fungicid la culturile de cereale, care credem noi că va revoluționa protecția culturii la cereale. Ultima chestiune despre costuri. Ne puteți spune ceva comparativ cu vechile tratamente, da, noul tratament? Sigur, în primul rând aș vrea să gândim din punct de vedere a profitabilității. Agricultura este o afacere. Și profit înseamnă costuri și venituri. Din toate calculele noastre, și ați văzut că am făcut și prezentarea de profitabilitate, putem să obținem, datorită sporurilor mari de producție prin aplicarea acestui produs, după ce scădem cheltuielile cu produsul, cu aplicarea și costurile produsului în sine, putem să obținem un profit consistent pe hectar. De aceea eu cred că aplicarea produsului este foarte profitabilă pentru fermier. Domnule Silviu Roșca, concret, cum se simplifică tratamentele de primăvară cu ajutorul acestui produs? Sistiva este un concept revoluționar, unic pe piața din România. Este un tratament sămânță fungicid care se aplică la sămânță, dar combate bolile foliare. Cum se simplifică activitățile din fermă? Este foarte simplu. Sistiva se folosește toamna, atunci când fermierii, în mod normal, oricum, tratează semințele de cereale, grâu, orz, și ulterior, efectul tratamentului durează până la 200 de zile. Asta înseamnă că eficacitatea produsului Sistiva ajunge undeva până la mijlocul lunii aprilie, ceea ce înseamnă că fermierii vor sări peste primul tratament. Și ultima întrebare, la testele pe care le-ați efectuat până acum cu Sistiva, care a fost plusul de producție?
Plusul de producție la testele pe care le-am efectuat cu Sistiva a fost considerabil. Aș menționa un exemplu din județul Vaslui, unde s-a aplicat un insectofungicid împreună cu Sistiva în toamnă, s-a sărit peste primul tratament și s-a aplicat direct al doilea tratament. Cantitatea a fost de 4837 de kilograme pe hectar, iar în varianta martor, unde s-a aplicat insectofungicid, tratament 1 în primăvară, tratament 2 în primăvară, s-a obținut o producție de 4132 de kilograme. Deci am avut un spor de producție de 705 kilograme în favoarea martorului unde s-a tratat cu Sistiva. Nu pot să nu vă întreb, care este oferta actuală a acestui nou tratament? În acest an, începând cu data de 1 iulie, fermierii pot achiziționa prin intermediul distribuitorilor noul pachet promoțional Sistiva plus Premis. Premis este un tratament sămânță fungicid care combate bolile cu transmitere prin sămânță și sau sol și este un partener ideal pentru amestecul cu Sistiva care combate bolile foliare. Astfel, când achiziționați produsele în acest pachet, aveți parte de un discount de 8% suplimentar față de produsele achiziționate separat și, bineînțeles, aveți o soluție completă fungicidă pentru combaterea bolilor cu transmitere prin sămânță și sau sol și bolile foliare în primăvară până la al doilea tratament.